Deci, știți ce vreau să vă zic? Că niciunul Da? de la presă Așa? nu a scris vreodată sau vă reaminti vreodată de faptele mele bune care le-am făcut de-a lungul anilor. Cum? De fiecare Dar nici dată nu. se scrie că ai jucat, ai dat Bun. goluri, ai dat golul cu Nu Anglia, ai dat, ai dat. Nu e adevărat. Nu, de viața mea extra, Ah, ok. sport, de viața mea personală. Așa. Niciunul din presă Da? nu a scris că eu, de la o lună până la aproape un an de zile, am crescut nepotul, singur. Și așa mai departe. Deci, cum să zic eu, nu sunt supărat. Pentru că în fața lui Dumnezeu sunt foarte, foarte liniștit și așa mai departe. Dar numai ca să vedeți, când vrea să facă unul să devină celebru, vreun ziarist ăsta nou, tânăr, Așa. s-a apucat el și 10 din trecut. Dar astea nu sunt lucruri adevărate, pe mine nu mă afectează. Da, dar vezi tu că și fosta ta soție a vorbit foarte mult cu ziariștii, a povestit foarte multe Da. lucruri și astea ți afectează Auziți, imaginea. normal, dar nu mă afectează cu nimic. Ce face ea acum, face reclamă gratis. Și îi mulțumesc pe calea asta. Înțelegi? Nu Nu pot prea e să. reclamă totuși, să spună că o băteai și nu, nu, nu mi se pare o reclamă, sincer. Bun, Adică mi dar se vreau să pare zic. serios ce spune. Dar auzi, de ce acum, când suntem, să zic așa, în scandal, eu cu ea, da? Da. De ce iese acum și nu a ieșit atunci? Poate că era teamă, Ionel. Nu știu, nu Păi mă. de ce se iese? Păi și acum nu-i teamă? Ea spune că și-a Păi câștigat libertatea, am citit undeva. Nu voiam să deschid ce discuția să-și asta, dar câștigi? tu ai deschis-o. Păi au avut libertate tot timpul. Deci asta vreau să zic, că eu am avut libertate tot timpul. Ea a gestionat tot, nu eu. Eu nu i-am interzis absolut nimic. Mă Deci văd, ca să ne dacă ai înțelegem. deschis subiectul ăsta, mă văd dator cu o singură întrebare. Ai lovit-o vreodată? Au fost momente tensionate între mine și ea. Nu pot să neg lucrul ăsta, înțelegi? Da. Că viața nu-i roz. Sau așa cum pare la fiecare, că. Deci nu pot să neg că a fost totul perfect. Înțelegeți? Dar eu, cum să zic eu, am făcut și lucruri bune și foarte bune pentru familie, pentru familia care am avut-o. Înțelegeți? Nu pot să. Dar e normal să vorbești. Eu personal nu vreau să vorbesc despre căsnicia mea care am avut-o de. Da. E viața mea personală și prefer să nu Da. vorbesc. Ok, Ionel, îți Să nu mulțumesc. afect nici moralul la copii și așa mai departe.